Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem să vedem de data aceasta care vor fi cărțile pentru această zi de joi, 12 octombrie 2023. Iată că am extras cărțile, haideți să vedem ce ne propun acestea. Iată că prima carte din etalare, dragii mei, este aceea cu numărul 12, așadar numerele 1, 2, 3 sau 12 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Și iată că această carte se referă la calea templului, da? Este o cale poate bătătorită pentru tine, da? Poate că de multe ori ți-ai amintit de această cale și ai mers spre un anumit templu din viața ta, da? Poate spre o anumită biserică sau spre o anumită mănăstire, unde îți face foarte mare plăcere să mergi, sau poate spre un alt loc în care tu te simți foarte bine, te simți în comuniune cu sufletul tău, cu divinitatea din tine și din interior, din exteriorul tău, da? Dacă ai un asemenea loc unde simți că este nevoie să fii în aceste momente, dragul meu sau draga mea, nu-ți rămâne decât să te orientezi spre acest loc, pentru că văd că, într-adevăr, vei fi călăuzit sau călăuzită spre gândurile tale cele mai bune și spre dorințele tale, da? Într-adevăr, vrei să mergi într-un asemenea loc pentru a te ruga pentru binele tău, al familiei tale și așa mai departe. Da. De asemenea, aceia dintre voi care nu ați putut să vă relaxați în ultima perioadă, da, care ați avut o perioadă mai tumultoasă, o perioadă mai aglomerată în ultima etapă a vieții voastre, iată că a sosit momentul să vă îndreptați atenția și spre cele ale sufletului. Da, a sosit momentul să vă orientați din ce în ce mai mult spre acest loc care vă va oferi în primul rând liniștea de care aveți atâta nevoie. Da, o liniște de care este bine să vă umpleți, da, înainte de a vă întoarce în lume. Din acest punct de vedere, da, într-adevăr, văd că fiecare dintre voi vă veți îndrepta atenția spre acel lăcaș unde vă simțiți cel mai bine. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată că următoarea carte este cea cu numărul 13, așadar numerele 1, 3, 4 sau 13 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Și iată că această carte vorbește despre constrângeri financiare, despre faptul că resursele financiare pot fi neîndestulătoare pentru tine în această perioadă, da? Pot să nu fie de ajuns pentru tine. Din acest punct de vedere, veți vedea că mulți dintre voi, dragii mei, vă veți gândi în mod serios să vă schimbați locul de muncă, pentru că este posibil ca în perioada anterioară să fi negociat cu șefii dumneavoastră, da, pentru un salariu mai bun, pentru un salariu mai decent, care să vă asigure cele necesare vieții. Și se pare că aceste negocieri ale voastre au eșuat în unele cazuri. Așadar, într-adevăr, chiar văd că unii dintre voi vă veți orienta din ce în ce mai mult spre a vă schimba locul de muncă, da, cu unul mult mai bun, cu unul în care să aveți parte și voi de salariul care să vă valorizeze. Da? Bineînțeles, dragii mei, dragile mele, că sunteți dispuși și voi să faceți munca care este necesar sau pe care este necesar să o faceți.
pentru a vă bucura de aceste rezultate în viața dumneavoastră, da? Nu că până acum nu ați fi muncit, da? Voi munciți întotdeauna și dați întotdeauna ce este mai bun în voi, de aceea vă și așteptați ca să fiți răsplătiți cu aceste rezultate care să fie pe măsură, pe măsura efortului depus, da? De aceea și voi considerați că nu meritați să vă luptați cu această lipsă a resurselor financiare și că meritați și voi un salariu mai decent. Da, așa este, dragii mei. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că vine din partea îngerașului Bethany, care îți spune, atunci când te îngrijești, este spre binele tuturor. Acordă-ți astăzi o bucurie relaxantă, cum ar fi un masaj, o baie în apă de mare sau o ședință de pedicură. Da, dragul meu, draga mea, iată că a sosit momentul și pentru tine să-ți acorzi această atenție deosebită în aceste momente. De ce? Pentru că văd că până acum, într-adevăr, în atenția ta au stat alte persoane, da? Poate că ai avut mai multă grijă de copiii din viața ta, da? Sau de soț sau de cei bătrâni din familia ta. Da, iată că a sosit momentul să-ți îndrepți atenția și spre tine, dragul meu sau draga mea, în această perioadă. Așadar, de ce nu? Poate că ar fi cazul să te îndrepți și tu spre o vizită la coafor sau la o pedicură sau poate chiar la un masaj. De ce nu? Să te simți și tu mai revigorat, mai revigorată. Bineînțeles că meriți și tu această focalizare pe propria ta ființă. Vei vedea că după ce vei parcurge acești pași, da, după ce îți vei fi acordat această atenție, te vei simți mult mai bine, vei simți cum stima ta de sine va crește și te vei simți foarte bine în propria ta piele. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Iată că avem aici eclipsa lunii noi, care vorbește despre faptul că trebuie să te aștepți la o schimbare majoră în perioada următoare. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că într-adevăr ai făcut tot ceea ce a ținut de tine în ultima perioadă. Văd că la locul de muncă ți-ai îndeplinit sarcinile exact așa cum toată lumea aștepta să o faci. Iar în plan personal, în plan familial, de asemenea, ai acordat atenție fiecarei persoane exact așa cum acestea se așteptau să o acorzi, da? Și ca urmare a comportamentului tău foarte atent, foarte grijuliu vis-a-vis de tot ceea ce te înconjoară, iată că este bine să te aștepți în perioada următoare la o schimbare majoră, o schimbare care se referă la un vis de-al tău, da? La o dorință pe care ți-ai pus-o în urmă cu ceva vreme și iată, a sosit momentul să te bucuri de această dorință împlinită în viața ta, da? Pentru că, exact așa cum spuneam, meriți și tu această atenție din partea Universului. Hai să vedem, dragii mei, dragele mele, următoarea carte, care vine din partea pachetului Lenormand. Iată că avem aici cartea cu numărul 30, așadar numerele 3 și 30 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Și avem aici un buchet de crini, da? Niște flori foarte frumoase, foarte gingașe, extrem de atrăgătoare, da? Albul acesta extraordinar al florilor atrage privirile noastre și bineînțeles că această carte nu face altceva decât să aducă în prim plan ideea de dragoste pură, care există în viața ta în aceste momente. Da, dragul meu, draga mea, iată că te poți bucura din plin de această dragoste în aceste momente, pentru că există în viața ta acea persoană care să te ajute să-ți deschizi sufletul, care să te ajute să te simți din ce în ce mai bine în propria ta piele și în propria ta viață.
te vei bucura extraordinar de mult de compania acestei persoane în această perioadă, da? Și veți împărtăși amândoi această dragoste pură pe care o aveți unul pentru celălalt. Haideți să vedem încă o carte. O carte care vine sub forma unui gând. Un gând pe care, iată, este bine să îl păstrezi în mintea ta în această zi. Iată că acest gând vine spre tine. Sunt frumos, frumoasă și toată lumea mă iubește. Radiez acceptare și sunt pe deplin iubit sau iubită de către ceilalți. Dragostea mă înconjoară și mă protejează în orice moment al vieții mele. Da, dragul meu, draga mea, iată cât de bine este să consideri în aceste momente ale vieții tale că și tu ești atrăgător, da? Ești frumos, ești frumoasă și lumea din jurul tău te iubește, te apreciază pentru tot ceea ce tu reprezinți. Pentru tot ceea ce tu ești, dragul meu sau draga mea. Iată că dragostea într-adevăr te înconjoară și te protejează. Da, o carte foarte bună, o carte benefică pentru tine. Haideți să vedem încă o carte. Iată că avem aici din tarot asul de pentacule, dragii mei. O carte care vorbește despre un nou început. Da, poate fi un nou început la locul de muncă, exact cum spuneam și la începutul acestei etalări. Este posibil să te orientezi spre un nou loc de muncă sau poate îți vei dori să fii avansat la locul de muncă în care ești acum. Da, oricum ar fi, văd că o schimbare deosebită, o schimbare în bine se va întâmpla cu tine în carieră. Da, sau poate că vei dori să începi o nouă afacere, o nouă activitate pe cont propriu, care îți va aduce încet, încet rezultatele la care tu te gândești. De asemenea, această carte, dragii mei, vorbește despre această șansă extraordinară pe care o poți avea în iubire, începând din aceste momente, pentru că văd că la orizont este posibil să-și facă apariția o persoană cât se poate de interesantă, o persoană care își va dovedi interesul față de tine imediat ce veți deschide ochii unul pe celălalt, da? Vei dori să cunoști această persoană din ce în ce mai bună, din ce în ce mai bine, veți ieși la întâlniri și veți conversa în modul în care veți dori, bineînțeles dorind să puneți bazele unei relații solide, unei relații extrem de stabile. Haideți să vedem, dragii mei, încă o carte. Da, iată că avem aici o altă carte de pentacule, cinciul de pentacule, dragii mei, care îmi vorbește despre o persoană care poate sta în recluziune în această perioadă, da, poate sta mai ascunsă. Poate că ești tu această persoană, dragul meu, draga mea, văd că ceva nu a mers bine în viața ta în perioada din urmă și acum te ascunzi pur și simplu, îți este jenă să te arăți lumii sau poate că nu ai poftă să ieși în lume, da, să-ți manifesti bucuria de a trăi. Da, pentru că de ce simți că îți fuge pământul de sub picioare, simți că toată lumea s-a terminat pentru tine. Da? Se pare că ceva a mers destul de rău în viața ta în perioada din urmă, ceva s-a întâmplat în defavoarea ta, poate că ai fost părăsit de partener sau de parteneră, sau poate că ai avut niște constrângeri financiare, exact cum o spune prima carte din această etalare. Da, dar văd că ceva nu merge în relația ta sau în viața ta în aceste momente, astfel încât îți vei dori și tu să afli lumina de la capătul tunelului. Și văd că, într-adevăr, este cineva care va găsi cheia spre sufletul tău în aceste momente.
Așteaptă-te așadar la o soluție miraculoasă care să vină din partea unei persoane. Hai să vedem și următorul mesaj din partea oracolului. Dacă ar fi să faci ceva acum, ce ar fi acel lucru? Răspunsul zace în inima ta, nu în mintea ta, pentru că inima este poarta către suflet. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că această carte te îndeamnă să te întrebi foarte sincer, da, ce-ți dorești să faci în aceste momente ale vieții tale. Da, bineînțeles că vei afla acel răspuns destul de repede și este bine să urmezi calea inimii tale, da, din acest punct de vedere. Calea sufletului tău. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!